Cultivatorii de legume din Dolj se plâng că nu-și pot vinde marfa în supermarketurile din România. Unul dintre cei aflați în această situație este Marian Baronescu. El produce în serele proprii din comuna Perișor legume de calitate bună, într-o cantitate suficient de mare pentru a hrăni 2000 de familii zilnic. El spune că în supermarketuri este preferată marfa de import și de o calitate mai proastă. Vindeți roșiile în supermarketurile din România? Mulțumesc pentru întrebarea asta. Este o durere a tuturor producătorilor de legume din România și aș vrea să aibă urechi guvernul României că își bate joc efectiv de producția noastră. La noi putrezește marfa pe pământ și nu putem să intrăm pe supermarketuri. De ce? Pentru faptul că nu e niciun interes pentru treaba asta. Nu vor efectiv, și eu nu înțeleg, nu e impus sau nu e un interes ca să se ducă în supermarketuri produse românești de super calitate. Uitați-vă cum arată ăștia, ce cusurau. Efectiv, sunt impecabile. E mai frumoasă roșia sau produsele din străinătate aduse care stau cu săptămânile prin depozite decât asta care e proaspătă, se poate aproviziona din două în două zile sau din trei în trei zile? De regulă, supermarketurile cer o anumită cantitate, un anumit flux. Puteți să asigurați așa ceva? Cum să nu? Pentru faptul că noi suntem câțiva fermieri care avem suprafețe bune și eu, spre exemplu, sincer să fiu, și cu încă doi băieți fermieri pe care îi știu, putem să aprovizionăm foarte ușor supermarketurile. Din calculele noastre, cu producția pe care o aveți acum de legume, cam câte într-o zi, să spunem, cam câte familii s-ar hrăni? Păi, eu zic că dacă ar mânca câte un kilogram sau două kilograme de tomată pe zi de familie, cel puțin vreo 2000 de familii. Cel puțin vreo 2000 de familie pe zi, ca să am o cusivitate și să-i dau, pe exemplu, timp de 8 luni de zile marfă. Pentru 2000 de familii. E frumos, nu? Sună bine. A venit acum că avem o relație cu niște italieni care aduc produse eco și bio. Știi ce mi-au spus? Marfa care există la voi în supermarketuri, noi nu o avem nici la Tomberon. Nu înțeleg de ce produsele astea, și când au s-au uitat aici și a văzut ce avem noi în seară, zice, nu înțeleg de ce produsele tale, zice, nu sunt în supermarketuri, că noi nici în Italia nu le avem așa de frumoase. Și alți producători de legume din Perișor sunt nevoiți să-și vândă marfa la marginea drumului. De ce le vindeți pe marginea drumului? Pentru că nu e piață de desfacere. Și e ieftin, munca țăranului nu mai este prețuită, e fără preț și n-ai unde să te duci, n-ai mijloace de transport, n-ai în comună unde să le dai, cum era înainte, centre de desfacere. Și vă dau seama că trebuie să-mi câștig existența, nu trebuie să mă duc să fur de la altul sau să fac alte minuni, să intru prin pușcărie, prin judecăți, fără nimic. Așa, pe munca mea dreaptă, îmi câștig existența. Cât dați roșii? Cu 1,5 kg. Și 1 leu, și 5.000 le-am dat. Am dat cu 1,5 lei, acum dau cu nici 1 leu, nu iau pe kilogram. Și cât ați muncit să faceți grăbire? Am muncit exact din martie, adică din februarie, după 15 februarie am semănat. M-am luat cu 1,5 milioane pliculețul de sămânță, afară de folie de ăștia, să fac treabă și n-ai ce să faci. Cei care par să o ducă mai bine la Perișor sunt apicultorii. Mai mulți tineri au accesat fonduri europene pentru proiecte în acest domeniu, iar în comună sunt înregistrate peste 1000 de familii de albine.